Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un episod de Roblox alături de Gașca Zurlie. Au și tu la mine, Gașca Zurlie, alături de Luca și de Ianis. Deja nici nu trebuie să mai zic de cine suntem alături. Astăzi ne jucăm și YouTube Simulator, un joculeț în care, deja cred că știți, a fost banat, doar că și-a revenit. Trebuie să faci vloguri și după aia să le editezi. Desigur că eu m-am mai jucat, dar Ianis este de 1000 de ori mai bun ca mine. Și Luca este mai bun. Da, aproape 20 miliarde de subscribe și aproape 2 miliarde de... După cum le vedeți, eu nu sunt chiar așa de bun. Dar Ianis s-a jucat foarte mult. În plus și-a luat o chestie cu Robux care, pe care mi-a dat-o și mie. Da, am cumpărat-o și am dat Da, pentru că el e foarte bun. Ne-a dat, imediat vă arăt ce ne-a dat. A, nu-l pus să alegi pe jocul ăsta. Ne-a dat treaba asta, care se conectează la calculatorul tău. Eu credeam că este decât un calculator, dar nu. Bă, Luca, dar nu zici tu ceva, adică și tu pe episod aici. Eu editez. A, Luca editează, da. O să vă arăt și studioul meu. Bine, încă nu este gata. Mai am foarte multe de schimbat de la el. Este gata. Ok, vedeți că eu am 421 de abonați și 40 milioane de vizualizări, adică sunt un începător. Bine, nu sunt un începător la jocul ăsta, dar... Bine, nu sunt atât de bun ca tine, Ianise. Da, fraților, cam așa arată și setup-ul meu. Vă place, nu vă place? Uite, aici te joci aici la jocul ăsta. Am încercat să fac gen așa, nu știu dacă arată foarte, foarte bine, mi-am pus și aici niște plante, două paturi și calculatorul meu bombă, zici că facem turul camerei, avem aici un scaun de gaming și edităm. Bă, băieți, de ce v-ați oprit microfoanele? Ok. Bun, am postat un videoclip și vedeți că treaba asta își face treaba, ca să zic așa. Gen, bățul acesta își face treaba pentru că știu că îți dă mai mult cu câte un edit. Da, văd că calculatorul ăsta este foarte slab, adică la backpack-ul meu. Așa că o să ne luăm un calculator mai bun. Voi ce faceți acum? Editați? Ce faceți? Da, eu mă duc în magazin să mă uit eu. Ok, am terminat de editat videoclipurile. Hai să mergem să ne luăm un calculator bun. Nu știu, voi vă puneți muzica? Eu mi-am pus-o pe off. Ce mașina asta aici? Music sau bathrooms? Pot să conduc mașina asta? Din păcate nu pot să o conduc. Ce avem noi aici? Music sau bathrooms? Ce s-a adăugat? S-a adăugat un loc nou. Bă, s-a adăugat ceva, nu. Dar vă aud că vorbiți în șoaptă. Sunt două locuri noi. Oh my god, nu vine să cred. Deci eu aveam calculatorul ăsta și următorul calculator, uitați de jure cât costă, 34 milioane. Ia, ce camere avem? Deci eu am pe asta, aqua camera, nu? X-ray, Instagram, 45... Intru în joc. De ce? Păi... Te iese? Nu pot să mișc ecran. Ai buguit? Da. E, se mai întâmplă. Bă, de ce vorbiți în șoaptă în timp ce filmez? Petru, vină un pic la apă. Stați așa că eu am de editat aici niște videouri. Fraților, voi să ne scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mai jucăm sau să îmi scrieți în comentarii coduri pentru jocul acesta. Petru, ia vină un pic. Așteaptă că am și eu de editat aici. Nu-ți e rușine să mă deranjezi? Thank you.
Stai, gata, hai că am editat tot. Ia mă, fraților, să vedem ce vrea Ianis să facem. Unde ești, mă? Ce faceți, mă? What the f- Help me, bro. Ok, goodbye. Ce facem aici? Bă, Luca, eu am o cameră mai bună ca a ta, what? Păi eu pot să-mi cumpăr altă cameră. Adevărat, cumpără, zis vorba lui Ianis. Fraților, voi... Fraților, voi când vedeți acest videoclip, deja s-a postat un videoclip, un joc horror pe care l-am filmat tot cu Luca și cu Ianis. Da, jailbreak deja l-ați văzut, adică în timp ce filmam ăla deja l-ați văzut. Oricum, cel mai tare mi s-a părut ăla cu jailbreak, dar na. Ăla horror este puțin mai lung, bă, da, am tras acolo niște sperieturi. Ziceți voi, băieți, ce sperieturi am tras? Da. Să dați like la episodul, da, de noi ne-am dat de like la episodul. Nu dați like la episodul ăla, vă rog eu. Nu jocul ăla, alt joc horror. Bine, eu am zis asta, dar... Mai horror. Da, mamă, nu prea. Vă rog eu, deci... Nu contează, putem să strângem când vrem noi 10 like-uri. Vă rog eu, deci până mâine să nu se strângă nici măcar 2 like-uri. Deci nu dați like la episodul ăla. La episodul acesta, da, dați like și la ăla cu jailbreak. Oricum, de astăzi încolo, că vom posta câte 3 episoade pe zi cu Luca și cu Ianis, cu Gașca. Gașca Zurlie, hai că da, am trăit sau și cu asta. Tu cât bani ai pe? 45 de milioane. Vreau să-mi iau un ăsta mai nou. Un 0. Vreo 20 și ceva de milioane? E mai bun decât mine. Ai. Edit videos. Câți abonați aveți? Câți abonați aveți, bă? Doi? Da. Aproape 400 de mii. Mamă, dacă aveți... Cât ai, Luca? Aproape 400 de mii. Eu am aproape 1 milion, deci sunt mai bun decât tine. Eu am aproape 20 milioane. Luca, acum nu vreau să mă laud. Dar doar zic. Mamă, dacă așa... 1 milion de abonați! 1 milion de abonați! Yay! Vezi, uite-ți la pe tău. Da, știu. Mamă, fraților, urmează vlogul. Am făcut 1 milion de abonați. Mamă, butonul de aur. Mamă, dacă aș avea așa și în viața reală... Mamă, dacă aș avea ți abonați în viața reală, aș fi milionar. Gen pe YouTube. ZZTV 40. Atat. Luca, tu ți-ai pus ăla de silver de 100.000 de abonați? Da, l-am pus. Bravo. L-am și pe ăla de silver de 100.000, l-am și pe ăla de gold de 1 milion, l-am și pe ăla de 10 milioane. E de diamond? Ăla e cel mai bun buton? Nu, după urmează ăla de rupi. Un biliard, apoi ăla de un biliard, apoi ăla. Fraților, urmează vlogul, am făcut 1 milion de abonați.
Și videoclipurile alea de pe YouTube în care zic aia 10 tipuri de YouTube, 10 reacții ale YouTube-urilor când au făcut 10 milioane de abonați, pardon, 1 milion de abonați. Bă, trebuia să mă pună și pe mine în topul ăla. Ce aveți? Și pe Ianis, și pe Luca, atât că o să-l pună. Ce nebuni suntem. Pe mine o pune în ala de 10 milioane. Da. Nu cred că există YouTuber de la noi din România care a făcut 1 milion, 10 milioane de abonați. Cel mai mult, cred că cei mai mulți abonați, cred că are Shelly pe YouTube, 3 milioane. Nu cred că există alt YouTuber care are gen mai mulți abonați decât Shelly. Deci eu nu cred că există. Ba da, Mr. Fish, PewDiePie. Bă, zice, ăia nu sunt din România. Dar cât de idea? Nu. Stai, ce? Milion pe TikTok, totul ăsta. Deconectăm calculatorul ăsta și îl punem pe ăsta nou, că ne-am luat un calculator nou. Ah, n-am ce să editez. Ia să ne uităm după o cameră nouă. Nu cum am plătat cu X-ray camera 20 ceva de mii, că nu pot să 13.000? Ce? Cum am plătat X-ray camera 20 ceva de mii când costă 13.000? Milioane! Milioane, bă! Milioane. Stai, ce? What the fuck, bă, eu sunt prost! Am aproximat prea prost! Scuze, Luca! O să fac 93 de milioane pentru o cameră nouă. Tu ai camera Instagram? Nu, nu, nu! Vreau să-mi iau, eu trec peste camera Instagram, mi-o iau pe aia handled camera. De 93 de milioane. Fraților, dacă vă întrebați cum arată și studiourile lui Iani și Luca, prima dată vom merge la ăla lui Luca să vedeți și voi cum arată. Și voi să scrieți în comentarii care studio arată mai mișto, al meu, al lui Luca sau al Iani. Deci pe anul nu l-ați văzut, acesta este al lui Luca. Mamă, ce calculator are, să mor eu! Luca, cât ai dat pe calculatorul ăsta? 11 milioane? Mamă! Păi stai, eu am trecut peste calculatorul tău. În fine, chestia asta i-a dat-o tot Ianis, pentru că ăstea ne-au dat-o Ianis, pentru că nu ne permiteam noi, Luca nici și-a băgat robux și mi-am băgat robux doar pentru caracter. În fine, bun, hai să mergem și la studioul lui Ianis să vedem dacă vă place. Deci scrieți în comentarii care vă place mai mult, al meu, al lui Luca sau al Ianis. Bun, acum acesta este al lui Ianis, al lui Ianis este cel mai decorat, după părerea mea. Vedeți că aici și-a pus ăsta. Care-i butonul, mă, de 10? Unde-i butonul de 10 milioane? Ăsta. Ăsta și l-a pus pe geam. Vedeți aici Ianis ca și Ianis și aici pe așa. Bă, e foarte decorat, adică arată și mie. Descrieți în comentarii care vă place mult, al meu sau al lui Ianis. Vedeți că are și... Mamă, cât ai dat, mă, pe camera asta? Cât ai dat, mă, pe camera asta, pe webcam-ul ăsta? Vedeți și tastatura și biroul, arată destul de ok. Dar, na, deci voi să scrieți în comentarii. Care monitorul meu am dat câteva milioane, nu știu câteva. Ok, hai să vedem. Bă, dar cât costau, mă, ursuleții aia? Că vreau să-mi iau și eu, care și maker. Cu geleitul ăla cu 200 de ani. Înțeles, mai mi-au eu la primăvară. Poate fi dacă vrei. Nu, no, mersi, e prea scump. Doar pentru niște ursuleți, adică tu ai bani de... Nu mai ai unde să-i ascunzi, nu mai ai unde să-i pui. Bine, în jocul ăsta. Bine, poate și în viața reală, dar nu știu eu, în fine. Nu, ziceam de bani. Ok, hai că facem destul de repede bănuții. Eu am pus pe circulețele astea, dar ce fac circulețele astea până la urmă? Îl dă mai mult. Îmi dă la fel. No timp to edit, gata. Mamă, dar trebuie să editez multe videouri. Uite-l pe Messi. Uite cum și-a pus numele Messi.
Dar e display name-ul, că vedeți că și eu mi l-am schimbat. Bine, doar, gen doar pe lista apare așa. Ok. What the fuck, a intrat unul la mine în studio. Aia nu mă deranjează. Bun. Ah, what? Că era unul la mine în studio, dar nu e nici dracu aici. Voi cum vă, cum vă merge? Voi cum vă merge treaba, băieții? Bine. Voi la ce parte sunteți acum? Eu sunt la editat. Sau la ce etapă? Mă scuzați. Trebuie să mai editez încă o dată videoclipurile și suntem good to go. A, uite, l-am văzut pe Yanis. Fraților, nu uitați că mâine va apărea un episod de Jailbreak când vom lucra, când vom fi ca polițiști, după aia un joc care se numește Bulkhead Up. Și dacă episodul acela cu jocul horror va strânge 10 like-uri, vom face un joc și mai horror. Doamne ajută să nu strângă 10 like-uri. Dar dacă nu, dacă nu strânge 10 like-uri, nu știu, ne gândim noi la un... Păi bă, dacă facem deja Jailbreak, nu facem două episoade de Jailbreak într-o zi, că altfel ar fi super ciudat. Nu știu, nu știu. Voi, Luca, tu ce zici să facem mâine? Gen, după Jailbreak și Bulkhead, dacă episodul... Ce? E surpriză! Bă, dar nu, să nu fie horror! Nu, nu e! Ok. Hai să facem! Da, un simulator sau un tycoon, dar alt simulator. Sau dacă vrei, da, alt simulator, mai bine, alt simulator. Un simulator nou. Da, pe care niciodată nu l-am mai jucat. Nici. Da, tu cauți Luca simulatorul, da? A fost ideea mea. Păi da, dar el a zis că caută jocul. Ok. Nu, Luca? Da. Mă, deci cu chestia asta de la ea, se editez videoclipurile foarte, foarte repede. Luca, deci dacă mâine videoclipul ăla horror nu faci 10.000 de like, 10 like-uri, nu, deci nu joc ce alt joc horror, deci nu alt joc horror. Pur și simplu, un joc normal. Ok? Da. Da, e slângă. De când e mult? Da, imediat mă uit. De 18 minute. Filmăm 30 de minute, cum am zis. Deci, fraților, astăzi aveți la ce să vă uitați. Aveți să vă uitați la mine cu mor de frică. Dar oricum, asta e relaxare, gen YouTube simulator. După părerea mea, nu băieții? Na. Bă, dar... Dar ce nu este simulator la loc holul? Ce? Un loc holul care poți te rugi. Băi, frate. Ala
Deci mâine primul episod pe care îl postăm va fi ăla cu jailbreak ca și polițiști. Da. Da. Dacă e și Luca de acord. Da. Și după aia bull kebab și după aia dacă ea, să sperăm că nu va strânge 10 like-uri acel videoclip. Te sperăm. Dacă va strânge acel videoclip 10 like-uri, în următorul videoclip cu jocul horror va strânge 20 de like-uri. Nu, 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 20 de like-uri, bă, ca așa să fie și mai corect. Astea, 20 de like-uri. Dacă ăla, gen, ăla primul episod cu jocul horror, dacă prinde, dacă, gen, na, vine. Ok. O secundă. Ce? Așteaptă puțin. Nu, ziceam să aștept o secundă. Nu ziceam. Ok, imediat, așa. Filmăm de 21 de minute. E, mai avem 9 minute de filmat. Da. Asta i-a făcut 1 milion de abonați? Eu am 2 milioane de abonați. Poate fac 3 milioane și îi iau pe Shelly. Eu l-am luat. L-ai luat de mult, cred că l-ai luat și pe Russo, gen în viața reală, nu în... Pe Russo are 1.700.000. A, eu, hai că-l iau pe Ira... Irafel, câți abonați are în viața reală? Nu știu. Fraților, cred că știți deja de ce am tricou cu Irafel, pentru că este youtuberul meu favorit. Știați asta deja. Și voi doi băieții. Mamă, câți bani voi face. Trebuie să-mi iau și eu un calculator mai nou. Uite, cât am băgat items, nou items. Cred că s-au băgat chestii noi. Da, s-au băgat chestii noi. Mamă, dar ce mouse ciudat am. Mamă, da, te băgați WC-ul. Calculatorul WC-ul? Azi-ți cu pet indie. Te caci în el de calculator. This is so relaxing. Raven! Become super strong! This is so weird. Down up, right up. Trambulina? Down, around, with your shoes. Ia mă, ia ce s-a mai adăugat, vreau să se văd. Trambulina 3 miliarde de dolari. Ia ce, care e ultima cameră? E aceeași cameră, lol. Nu s-a adăugat nimic. Mamă, nouă monitoare. Băgat la niște items nou. A, la items, păi de ce nu zici așa? 78 de milioane. Puteți la trambulina. Bă, băieți, după ce fac 126 de milioane, cred că o să terminăm episodul, că vreau să-mi iau un calculator nou și cred că terminăm episodul, că cred că e de ajuns. 126 de milioane de bani? Nu, de abonați. Normal că de bani, de ce altceva ai vrea? Vreau să fie de abonați. Ma, Ianis, tu câți abonați ai pe jocul ăsta? 200 de milioane. Ai, cred că ai 100 de milioane. Păi eu că m-am apucat de jocul ăsta, câți abonați aveai tu când m-am apucat de jocul ăsta? Cred că 2.100.000. Luca cred că avea vreo 5.000 când m-am apucat eu. 5.000. Dar nu știu cum naiba l-am luat, adică... Oare m-am jucat mai mult ca el? Putem fi luat
Cum ai făcut melodie? Vrei să te arăt de unde? Da. Dar stai așa să-mi tem. Ce dat atât de mulți bani? Am apunat în continuu. Atâta pești? Da. Bă, da, mie nu mai pare cercul ăla de zi mai mult și nu pot să mai dau în el. De tu! A. Vin la mijloc. Ok, hai că termin după aia de editat aceste clipuri. Unde ești, Luca? Uite-mă. Ia ce e aici? O, salut! Ai zis că să copești cu asta. Păi nu merge. A, you can make a song. Ok, make song. La 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 la. La 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 la. Mamă, ce cringe sunt! Păi și ce fac acum? Good job! Mă bătesc bani, da! Mă fac cântăresc să mor eu! Deci am 349 de milioane! Mamă, dar ce bine am cântat să... Stai bă, așa că să editez videoclipurile, îmi iau calculatorul nou și după aia încheiem episodul. Mamă, bă, frate, deci câți bani faci din cântat? Dar v-a plăcut, băiesc, cum am cântat? Nu. Petrule, ești cringe. Asta zic acum abonații. Da. Cred că băieții acum nu se mai pot opri de râs. Hai că, da? Nu se știe. Eu nu mă puteam să mă vezi, Da. What the fuck, gata! Oricum am voce bună și am făcut destul de mulți bani din cântat. Faci mulți bani din cântat. Mai ceva ca Shelly. Mai ceva ca Hyvin. 2000 de ori mai bun. Hai, nu mă nebun. Am făcut 5 milioane de amonați doar din cântat. Ok, încă puțin. Yes! Acum hai să mergem să ne cumpărăm calculatorul. Nu știu, cred că e unul și mai scump, dar vreau să văd dacă mi-l iau pe ăla mai scump. Da, vă place că eu sunt mai înalt așa pe Roblox. Nu știu, îmi place să am caracterul mai înalt. Okay. Am viața reală. Păi în viața reală nu sunt așa de înalt, am 1,60 m, dacă vă interesează sau nu. Adică nu e așa de mult. Își face ai cu spate? Ce înălțime am? Da. 1,60 m. Ce așa de mult? Am 1,50 m. Hai că da! N-are Luca 1,50 m și ai tu. Am 1,45 m, nu știu cât. Câte mă, Luca? Am și eu. Mumu, stai mult mai înalt ca mine, what? Cum eu stau mai înalt ca mine? Unde? La aia, a plecat, de-l trag. O să vă uita, oricum vă uitați pe filmare, las. Salut, Ianis! Bă, fraților, acesta a fost episodul nostru. Ok, acesta a fost și episodul nostru de astăzi. Prima dată hai să dăm aici costum, mai să ne punem calculatorul nou. Că degeaba am venit acasă, nu? Hai că, da? Punem calculatorul nou, bă. Ok, fraților, haideți să încheiem și noi episodul ăsta. Haideți, bă, la poză, că o să pun thumbnail. Unde sunt? Veniți în mijloc și facem acolo poză. Haideți, veniți încoa. Ok, vină tu, Ianise, să vină și Luca în mijloc. Eu fac thumbnail asta. Bă, dar nu săriți. Stați ca... Bă, Luca ia aia de mână și Ianise, tu nu mai sări. Ok,
Hai, 3, 2, 1. Mama, a ieșit bine poza. Bun, fraților, aici încheiem și noi episodul. Ne auzim la... Mamă, fix 30 de minute. Aici încheiem episodul, ne auzim în următorul videoclip. Pa, pa!